prea curată măicuță și nevinovată fecioară, pe tine te-a ales Dumnezeu ca împărăteasă a sa și pe tine te-a învrednicit să dăruiești lumii minunea mântuirii. Tu, Maică, te-ai făcut vrednică în fața lui Dumnezeu și prin dăruirea ta ai înlesnit întruparea Duhului Sfânt pentru a ne lumina El pe noi și a ne mântui prin ale sale minuni. Mângâie-mă, Maică, în clipele grele, înveselește-mi sufletul atunci când rătăcesc din cauza celor grele ce apasă asupra mea și împlinește-mi Tu toate cele de trebuință prin puterea Ta cea făcătoare de minuni pe care ai primit-o de la Dumnezeu după adormirea Ta. Căci port nădejde în a Ta mijlocire și dăruire și nu mă îndoiesc de prea curăția Ta. Ocrotește-mă, Maică, și bucură-mă, căci nenumărate sunt binefacerile Tale. Privește-mă cum stărui în credință și primește-mi puțina rugăciune. Luminează și înalță simțămintele mele de la cele pământești la cele cerești și învață-mă prin blândă povățuire puterea plecăciunii, a smericiunii, a iertării și a cumpătării. Amin. Maică, făcătoare de minuni, fecioară, împărăteasă a cerurilor, cea care împlinești dorințele celor ce se încred în miracolele Tale, nu-ți întoarce urechea de la această săracă rugăciune, căci port nădejde în puterile Tale. Îndrumă-mă ca să pot face cele plăcute Domnului și astfel să mă arăt vrednic de a primi binecuvântările Sale. Și fii Tu mijlocitoare a dorințelor și a năzuințelor mele, cele ce le port în suflet și pentru care mă rog acum Ție. Înalță gândurile mele, cele purtătoare de nevoie, către Dumnezeu și fii-mi Tu mie solitoare, așa cum ai fost pentru atâția care ți s-au închinat cu credință. Grăbește să alături voii Domnului dorința din adâncul inimii mele și roagă-L să îngăduie la împlinirea ei. Căci minunea pe care o aștept în viața mea e deasupra puterii mele omenești, însă în deplina putere a lui Dumnezeu. Iar la ceea ce Dumnezeu împlinește prin puterea sa, nu e om care să îi se împotrivească. Așa că nu întârzia, Maică Sfântă, să înalți rugăciunea mea sus în ceruri, astfel ca aceasta să primească întâietate în fața lui Dumnezeu. Roagă pe Fiul Tău să mă primească în ceata celor ce au primit binecuvântările Sale, căci am ales să merg pe drumul Său și să mă încred fără nicio îndoială în minunile Sale. Amin.